Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice din cadrul IGPR au făcut 4 percheziții în București și localități din județul Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus bugetului de stat depășește 1,5 milioane de euro. Polițiștii au făcut percheziții la locuințele unor persoane cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile unor firme folosite în activitatea infracțională. În perioada 2012-2016, reprezentantul unor societăți comerciale ar fi efectuat tranzacții comerciale cu material lemnos, supuse regimului fiscal al taxării inverse privind TVA. Din cercetări a rezultat că aceste societăți au avut ca furnizori societăți comerciale de tip fantomă, controlate de persoana în cauză, prin intermediul cărora ar fi fost transferate sume importante de bani, se arată într-un comunicat. Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat depășește 1,5 milioane de euro. Oamenii legii vor pune în aplicare 2 mandate de aducere, iar cele 2 persoane vor fi audiate la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice.